Salutare, mi amigos, și bine v-am găsit la un nou clip, dragii mei. Astăzi am venit iarăși la pescuit. N-am mai fost anul ăsta de vreo 5 luni și deja avem un pește în băț. Haideți să vedem ce acolo. Hai, bagă-l, lasă-l ăsta, băi, ce-o-ți. Mă, ridică-l, mă, ce să scoam, mă, că-i mic, mă, cum să scoam, e mic. Nu mai dai drumul, domnule, e pe la casă, în puine. Ui, ce fain e. Da, să văd aici. Primul cărășel, opa. Haide să vă arăt ce-am dat bețele. Aici e colegul. Bețele. Ce căpănuța. Acolo alt prieten, cu bățele. Nuța, acolo e un frigider mic, aici un frigider mare. Aici avem așa 3 paturi. 1, 2, 3. Din pat ne uităm cum trec vapoarele pe apă. Bă, frații mei, a doua zi de pescuit și nimic. Avem vreo 70 de carași și în rest crap, nimic. Oare de ce nu mâncă? Aveți idee? La ce ar trebui să momim? A lăsat acolo un coment. Poate să vorbească cu mami, poate nu, au un proiect de viitor ceva. Filor, s-a lăsat noaptea. N-am mai prins nimica, ne pune la somn. Ne trezim dimineața să vedem ce se întâmplă. Stați cu noi să vedeți capturile. Mâine e ultima zi. Stai să scoam, să dea o gură de aer. De silicon. Porun de silicon? Op, op, op. Silicone. Nu știu. Uite. Da, cauciuc, mă. Am mai galben și un roșu. Ah. Da. Acum știi? Da. Mai ai cum să care două kg. Păi, da, dar și ăsta e feeder, nu-i băz de crap. Și de ce să-l forțez? Da, hai să-i pot să văd.